Glorie Domnului Iisus! Amin. Am o mare bucurie, fiindcă am ocazia, în mijlocul dumneavoastră, să salut pe Iisus Hristos. Amin. Mărească-i să nume. Amin. Și apoi, pe frații cunoscuți, să nu-i amintesc pe toți cu numele, dar cel puțin pe Mitru, trebuie. Că mi-a dus aminte că m-a scris în cartea lui că Duhul Sfânt a lucrat prin mine și la căsătoria lor. Domnul să-i binecuvinteze pe toți! Cât sunteți familiști aici? Ia să vedem. Pentru familii vreau să vorbesc în seara asta. Mărit să fie Domnul Iisus. Și ca să nu greșesc, permiteți-mi. Tată, nu mă lăsa singur. Amin. În numele Tău m-am prezentat aici. Pune Tu cuvinte în gura mea. Idei și fraze care curg de sus. Vino și străpunge cu Duhul Tău, inimă cu inimă. Și ajută-mă să fiu folositor și după masa aceasta. Îndepartă orice duh împotrivitor de aici. Și orice duh care încălci mintea cuiva, lasă mințile tuturor libere. Stropește-le cu sângele lui Iisus. Și în numele lui Iisus, dă-ne har. Glorie Domnului. Voi citi câteva cuvinte pe care Sfântul Apostol Pavel le trimite preaiubitului său copil în 1 Timotei, capitolul 3, primele 5 versete. Și să fim foarte atenți. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori. Ați auzit bine? Nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Amin. Amin. Ocupați locurile. Cuvântul vieții răsună și sună ca trâmbița-n văi. Podoaba ta, frate creștine, să-ți fie cuvântul mereu. Acesta-i cuvântul ce sună, el sună, dar nu în zadar. Celor mândri le stă împotrivă, dar celor smeriți le dă har.
Glorie lui Iisus! Smeriți-vă, dar, sub mâna cea tare a lui Dumnezeu și aia de acolo de pe sus, ca apoi El să ne dea har. Glorie Domnului! De dimineață, de când m-am sculat, mă cerceta un gând să vorbesc în seara asta despre ce trebuie de altfel, dar mai cu seamă despre familie și ce se întâmplă în familie și ce trebuie să se întâmple în familie. Glorie Domnului Iisus! Nu suntem la nuntă, dar toți suntem logodiți cu Iisus. Glorie Lui! De aceea, Domnul mi-a pus pe inimă asta. Și pentru aceasta, familia trebuie să fie foarte atentă. Foarte atentă. Pentru că de la cununie și mai mult de dinainte, de când încep să se atragă cele două inimi, prin priviri, prin cuvinte simple, prin o strângere de mână, deja facem un chip, un chip mare de tot, un chip pe care îl găsim desfășurat în cântarea cântărilor. Prea iubitul meu e al meu și el dorește de mine. Iisus e prea iubitul bisericii și el dorește toată biserica, toți cât suntem aici, pe toți, el ne dorește să sosim în slavă la el. Mărească-i să numele. Păi dacă pe toți ne vrea, haideți în seara asta să culegem fiecare pentru noi ceea ce vedem că ne poate înnobila, ceea ce vedem că ne poate ajuta ca să creștem și să fim ai Lui. Măriți să fie Domnul Iisus! Că de altfel, noi suntem familia Lui. Osea zice, te voi logodi cu mine. Te voi logodi cu mine și în ziua aceea nu-mi vei mai zice doar prea iubitul meu, ci-mi vei zice bărbatul meu. Atunci noi vom ajunge uniți cu El. Vom avea trup ca El, așa cum a avut El trupul după ce a ieșit din mormânt și după înviere, tot așa, noi trebuie să purtăm chipul Lui. Dar și aici trebuie să umblăm așa cum El ne cere. Mărească-i să numele. Atunci nu va mai fi de exemplu surorile astea din gintă de gabori îmbrăcate așa frumos. Nici astea la alte îmbrăcate, Doamne. Atunci am fi toți îmbrăcați în slavă. Glorie Lui! Că vine Iisus! A Lui să fie slava. Și dacă vine Iisus, El nu te va întreba atunci din ce neam de oameni ești, ci te va întreba dacă tu ești scris în cartea vieții mielului. Celelalte cărți or fi multe. Ia mă rog aici, una va fi cartea desprânaților, bun. Alta va fi cartea mincinoșilor, bun. Alta va fi cartea hoților. Alta va fi cartea celor ce se urăstrâng.
alta va fi, știu eu. Și dacă se va uita acolo, Hozane, tu ești acolo, aici mă ești, aici și aici ești, și aici și aici ești. Și poți să fii în 20 de cărți din alea, că zice că or fi multe cărți. Dar la urmă se va deschide o altă carte și cartea aia e cartea vieții Nelului. Oricine a fi scris în ea, celelalte nu mai contează. Glorie lui Iisus! Ce minunăție e asta! Ce minunăție e asta! Cum ștergi cu un burete o tablă, cum ștergi niște figuri făcute în nisip, așa Iisus cu sângele său șterge trecutul tău. Dar nu atunci, acum pentru atunci. Măriți să fie Domnul Iisus! Dragii mei, l-am auzit și pe consăteanul meu, pe Tică, că pare că se lăuda, mă, biserica din albinii. Numai n-o zis, mă, e ca o albină, da, e ca o albină. Zumze e frumos, glorie Domnului Iisus! Dar atunci vom fi una cât vom fi de mulți sub soare. Toți vom fi adunați și înaintea noastră vor ieși cei din morminte și îndator fi îmbrăcați în corpurile care le va și care vor veni cu Iisus. Zice Apocalipsa, am văzut cortul lui Dumnezeu cu oamenii coborându-se din cer, de la Dumnezeu meu. Și acolo, zice în Galateni 4, că la Ierusalimul cel nou și ăla-i mama noastră, auzi? Ăla-i mama noastră, cum adică? Întâi acolo sunt apostolii, mama noastră. Prin ei am primit noi cuvântul, apoi de-a rândul vremurilor, până când îl voi vedea acolo și pe Mircea Pavel, la inițiativa căruia s-a înființat biserica asta pe albinii. Și el m-a băgat pe mine întâi în biserică, în Fodora. Îl voi vedea. Glorie Domnului Iisus! Ei, vedeți, ei toți care au luptat pentru credință, au suferit pentru credință, au trăit în zile de post și de rugăciuni, nu ca noi acum. Noi ne-am rugat 2-3 rugăciuni, dar cât s-a plâns în rugăciunile astea? O plâns cineva? Nu plângem. Suntem așa de săci. Și asta e mare bai. Pe vremurile alea, când eu am venit la Sfânta Pocăință, multe căsi erau lipite cu pământ pe jos. Dar când se pleca frață, surorile la rugăciune, cură lacrimi din ochi, de se făcea groapă în pământ înaintea lor, unde cădea lacrimă după lacrimă. O, Doamne, să nu ne pomenim ca în Luca 8. Sămânța a căzut pe stâncă și îndată a răsărit, dar când s-a ivit soarele, a pălit, fiindcă n-avea umiditate. Și de multe ori, când citești Sfântul Cuvânt, de multe ori se umpleau ochii cu lacrimi de nu mai vedeam să citesc.
La matale care mă auzi de aici, de pe jos, de pe sus, când citești cuvântul, să se umple ochii cu lacrimi. Sau nu mă citești, ca pe ziar. Sau studiezi ca să te poți prezenta cu o predică fălasă, să bată toți în palme. Vai, frumos ai vorbit! Dar vreau să vă spun, e bine să studiezi, e bine să-ți faci schiță, eu nu pot să-mi fac. Că eu dacă mă uit și acolo și acolo, am pierdut deja batul, nu mai mere. Dar e bine, în schimb, e bine să le faci cu lacrimi. Că cel ce seamănă cu lacrimi, ăla se va înturna cu bucurie când își va strânge snopii. Câți snopi ai de când te-ai pocăit? Câte persoane a venit pe urma ta la Sfânta Pocăință? Dacă nu, ce, va rămâne să-ți cânti cântarea cea tristă? Că n-ai niciun snop. Nu-i bine. Pavel zicea, ăla-i znopul cu tare, ăla-i rodul cu tare. Păi așa, mă, trebuie să avem roade, să vină în urma noastră oameni la Sfânta Pocăință. De tânăr, umblam din loc în loc, fără să întreb dacă e pocăit într-un sat cineva sau că nu-i nimeni, nu mă interesa aia. Mă plimbam, apoi colo mai cât apusul soarelui, înținea calea cineva. Ce faci pe la noi, domnișorule? Păi, dragă, eu aș vrea, uite, am în buzunarul ăsta un Nou Testament, aici am un caiet cu cântări și dacă ar fi câteva persoane, să le vorbesc și eu de Domnul Iisus, să le predic, să cânt. Apoi, mea tale, dar nu ești popă. Păi nu-s popă, dar și eu pot să spun ceva. Ai gândești că îmi plac cuvintele astea. Unde ai dormit la noaptea? Păi eu nu știu, că eu nu-s de aici. Nu vrei să dormi la mine? Păi eram salvat. Glorie Domnului. Și apoi, până îmi dădea de mâncare, vorbeam cu ei și îi trimiteam și adunau oameni. Adunau oameni. Câteodată umplea o cameră, două. Adunau oameni. Când am fost prima dată în Valea Groșului, m-am dus la rudele mele. Mătușa s-a purtat aspru tare cu mine, era soră cu mama. Eram flămând, mă, dar am gândit că cum să cer mâncare, ne-o fac rușine. Am zis să facă bine să-mi dea un pahar de apă. Eu nu-mi spurc vasele cu tine. Tu ești pocăit, tu ești spurcat. Nu? Tăcut, mă, ce să mai zici? Ei, am eu o pușcă, i-aș pușca pe toți pocăiță. Dar i-am zis-o și eu înainte, până nu m-am pocăit. Și eu am zis ca ea. Mătușe, și pe mine. Nu, pe tine te-aș lăsa că tu bați bine din gură. Gata, am văzut că nu-i cale de asta. Am zis că o verișoară, Iulica, nu ne putem aduna undeva. Eu cred că ne putem la Badea... Am uitat, pe Poiană. Fuge e, ăla zice că să mă duc acolo. Ne-am luat verișorii, m-am dus acolo. Când acolo camera era plină cu oameni. Dar când am intrat între ei, mă gândeam că te strânge ceva și ce-o fi aici, Doamne? Am zis, pacea Domnului, n-o zis nimeni nimic. Dar eu m-am dus direct la masă, mi-am scos armele mele, le-am pus acei, i-am ridicat la rugăciune. Am cântat și am început să predic și nu i-am lăsat până la 1 noaptea. Nimeni nu zice nimic, nimic, nimic. Dar la 1 noaptea, prezbiterul lor a venit cu mine. Toți erau martorii lui Iehova. Și ei au așteptat să vadă ce poate un tânăr de vreo 17 ani, dacă aveam, penticostal. Asta aștepta ei. Dar au avut ce vedea, slavă Domnului.
Și astfel s-a înființat în cele din urmă biserica din Valea Groșului, în casă la Filip, care acum e președinte, dar el nu era născut atunci. Sora nevastă, adică mama lui, era o femeie sfântă și botezată la baptiști în Căpâlnea. Dar la ei în casă am înființat biserica în Valea Groșului. Și așa, până câte 40 de biserici în țară, fără să am cu mine muzicanți, fără să am cu mine cineva să mă ajute, fără biciclete, fără bani, mergând din loc în loc. Dar curge harul și aș dori și în seara asta să curgă harul. Că dacă el curge, noi toți plecăm de aici transformați. Mărire Domnului Iisus! În felul acesta, acum ne apropiem de familie. Și hai să o luăm așa pe rând, să vedem când zicem familie, ce zicem noi? Ce rostim cu cuvântul ăsta, familie? Știți? Uitați aici, prima literă îi F, nu? Aia înseamnă că în familie e fericire. Ai fericire în familia ta? Ești tu fericit în familia ta? A doua îi A, adevăr. Tot ce faci, faci în adevăr, faci totul pentru adevăr, sau faci pentru tine, sau faci pentru îmboierire, sau faci pentru a putea înșela fie statul, fie oameni, ce știu. Cu un alt cuvânt, ai adevărul? Al treilea literă e F-A-M. Mulțumire! Ai tu mulțumire? Uite ce am citit aici. Când zilele din urmă, pocăiți și nepocăiți vor fi nemulțumitori. Sunt pocăiți nemulțumitori. Ce părere aveți? Sunt, dragă, sunt mulți. Venind acum încoace cu mașina, o sună pe Persida cineva din Arizona și ne povestește un lucru și n-am mai auzit. S-a căsătorit unul și a luat o fată grăsuță un pic, dar avea poftă de mâncare și s-a îngrășat și el a fost tare nemulțumit, Doamne, că e femeia grasă, că lui îi plac femeile suave, așa, dar nu. A născut un copil, doi ceva, și după aia a dat și o boală de ea și în cele din urmă n-a mai scăpat de o boală numită boala morță. N-a mai auzit până acum la telefon de boala aia. Și-o scăi în Arizona persoana asta. Orice ar mânca, orice medicament i-ar da, orice ar face, ea scade într-una, într-una, într-una. Scade într-una până să termină. Am mai văzut o ciudățenie, nu știu dacă fratele Andrei a fost acolo, aia cu mâinile. N-ai fost acolo, la Oradea. Măi, mâinile întregi, 24 de ani fata, au scăzut degetele până s-au ascuns aici. Atât au scăzut degetele, mâinile au scăzut, au rămas aproape numai osul cu niște șperlături, așa ca puzdăria pe mâini, pe tot, picioarele. Măi, Doamne, n-am mai văzut niciodată așa ceva. Dar sunt boale diferite. Și acum revenim. Bărbatul respectiv acum ar vrea să fie cât de grasă, dar acum e gata, nu mai. Vezi? E merită moarte.
Dragii mei, în cuvintele acestea, familia trebuie să aibă fericire, adevăr, a treilea mâuă la mulțumire, a patrulea iubire, a cincilea legământ necălcat, a șaselea iertare și după aceea a șaptelea egalitate. Aceasta e familia. Aceasta trebuie să stea în familie, nu așa cum unii se încadrează la textul citit aici. Auzi, să știi, spunea lui Timotei, că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Păi de ce-s vremurile grele? Că frigiderul îi plin. Dulapul îi plin de haine, căsile îți pline de mobilă, că asta e prostia românului. Un englez, cum e pe la noi pe acolo, am văzut englezi care nu cumpără nici un dulap și nici paturi. Câte o saltea king, zice, o saltea mare, o reazmă de perete, și niște tamburele din alea, stă pe tamburel și de aia jos, să culcă pe ea, să scoală și el are bani câți vrei. Dar el cheltuie banii numai pe distracție, să duce în fiecare duminică cine știe până unde, mănâncă tot timpul, nu face acasă foc și mâncare și așa își cheltuie banii. Dar când vede românii noștri fac căsi faine, păi le umple cu mobilă scumpă, păi le umple cu haine scumpe, pe ea râd. La ce-ți trebuie aia? Ce faci cu ea? La ce-ți folosești? Dar așa e românul, așa au crescut. Slavă Domnului! Și pentru români. Dar numai fiți atenți, vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine. Și astăzi ne izbim de așa ceva, fiecare pentru el. Am văzut în familii punga bărbatului separat, punga femeii separat, punga copiilor separat. Și apoi temniri că copilul când ajunge la 16-17 ani, cum am văzut în unele locuri, dormitorul la copil pe ușă scrie aici, e un tigru. Haide, mine, mă! Îl chem pe tată-s-o. Era casa mare și el era la etaj, așa. Ia, hai, măi, până aici. Vine, când era și neam un pic. Vine. Ce scrie, mă, pe ușa aia? Scrie în engleză. Am văzut eu ce scrie. Zice că acolo e un tigru. Păi, mă, te-o blăstăma Dumnezeu să naști tigri, mă? Nu te-o binecuvântat să naști sfinți? Să naști tigri? Păi de ce, mă, de ce? Păi că să nu intre. Cine să nu intre? Nimeni. Păi nici tu, nici eu. Vai de capul tău. Vai de capul tău. Păi ce educație bași tu în copilul ăla dacă n-ai voie nici în dormitorul lui să te bajă? Păi el acolo poate să dezbracă gol, poate face prostii, poate toată noaptea petrece la lucruri slabe și tu te temi că o pus pe ușă că-i tigru. Mă, așa pocăință, mă? Oamenii sunt iubitori de sine, individualiști și asta e o lacună a zilelor din urmă și un mare păcat. Să știți, copilul până stă în casă la mine și până au stat copiii în casă la mine, ce-o câștigat, o pus aici.
Când s-o măritat, când s-o însurat, eu i-am făcut nunta, eu i-am dat ce i-o trebuit și bună ziua, de aici încolo, du-te. Dar până ești în casă la mine, faci ce zic eu, nu ce zici tu. Doamne Iisuse, cât de rău s-o străca lumea asta. Auzi, măi, iubitor de sine, iubitor de bani, minune, să fie copilul mic să nu poate vorbi. Dar dacă vede un pormoneu, caută după bani, mă. De mic știe de bani, acum minune, mă. Zilele din urmă, fiți atenți. Și asta trebuie să învățați și pe copilași. Mă, nu stai gândul la bani. Că tu n-ai ce face cu banii. Stai gândul la Iisus, mă. Și așa mai departe. Iubitor de bani. Și apoi, după ce sunt iubitor de bani, lăudăroși. Ei, mă, cum să laudă oameni. Atâtea milioane am. Am fost... Unde vine asta, Doamne? În Portland, parcă. Și vine unul, că era rudă cu aia unde am stat. Din vorbă în vorbă spune, eu sunt milionar. Dar asta era de pe la Bistrița, recăsătorit aici. Cu ăsta, că-l părăsise nevasta pe ăsta și erau recăsătoriți aici. Asta se uită la el. Ce ești tu, mă? Eu sunt milionar. Ieși afară din casă. Ieși afară. Eu săracă. Ce vii să te lauzi tu cu milioanele alea? Că nu mi-ai dat nimic de când știu eu. Păi după ce te lauzi că ești milionar? Ieși afară din casă. Așa s-a umilit milionarul, mă. De numai. Când colo a venit pustietatea aia peste America. Și milionarul a rămas fără bani și a rămas cu mașini scumpe și nevastă s-a și-o pierdut mintea și-o luat o pensulă cu niște vopsea roșie și pe roata, asta e a mea, și pe capota, asta e a mea. Și-o pictat toate mașinile, de nu le-o putut vinde. Și-o rămas deodată sărac milionarul, vezi? Că sunt mulți și azi care au milioane și de multe ori în casă n-au banii potriviți pentru trai. Fiindcă milioanele le stă în căsă, le stă în mașini, le stă în proprietăți și alea toate trebuie administrate și alea toate cer numai bani și bani și bani. Tu te fălești, asta e casa mea. Dar nu-i casa ta, mă, tu ești rob la casa aia. Nu, ea-i stăpâna ta. Și când mor, tu își găsește un alt prost să-i plătească datoriile. Vine altul la rând. Măi, aici n-ai nimic. Solomon a avut dreptate. Ce mănânci și bei, aia e a tău, celelalte nu sunt tale. Alea trec ca vântul și pe toate... Vine un taifun să vezi cum ți le șterge. Să prinde un foc ca în Canada, mirare, un oraș care era înconjurat de păduri. După ce l-a înconjurat focul de jur în jur, a crescut în el temperatura tare, tare, tare. Și crescând tare, orașul tot deodată lua foc. Oamenii au fost evacuați, dar tot orașul a fost o explozie deodată. Așa va arde tot pământul, că pământul cu tot ce-i pe el va arde. Doamne, fă să se termine odată lumea asta și să se instaleze împărăția ta. Glorie Domnului Iisus! Vedeți, lăudăroși și apoi... Iubitor de bani, mă! După ce-s iubitor de bani, după aceea, ce mai vine aici? Uită-te tu numai! Lăudăroși, trufași!
Umblă ca curcanul pe drum. Vine într-o zi unul din Valea Jiului. Frate Hozan, știi de ce am venit? Apoi numai dacă îmi spui. Mă paște un duh de mândrie. Cum mă? De unde știi? Frate, nu-i glumă cu mine. E un duh așa, mă face trufa așa. Când mă duc pe stradă, dacă văd un om că vine către mine, în mine deja se umflă așa, ce știu eu, ce firea asta, și mă face să cred că ziua director și mă uit aspru și omul ăla zice, mă salută și nu m-a văzut niciodată. M-am rugat pentru el, că zice, din pricina asta eu nu mă pot nici căsători. M-am rugat, Dumnezeu l-a salvat și e căsătorit acum. Glorie Domnului Iisus! Vezi, trufași, hulitori, pe câte hule să fac acum, Doamne, numai câte hule am primit eu, apoi alții și alții. E vremea când oamenii să hulesc unii pe alții. E vremea din urmă, așa a zis Pavel, dacă familie la tine în casă circulă hulele, nevasta îți spune hule de vecini, de rudenii, de verișori, de socră, de îți spune hule, hulesc oamenii. Tu ești pocăit în casa ta, familia ta, trebuie să fie cu totul altceva. Nu hule, dar oamenii în zilele noastre sunt hulitori, neascultători de părinți. Vai, Doamne Iisuse, cu cât drag crește o mamă, un copilaș, o fetiță. Și aia când ajunge de 15-16 ani, orice zice mama și tata, nu mă dă din mâini. Tu nu știi nimic? Tu nu așa? Ea deja dacă o făcut liceu, îi se pare că e ministru. Și nu ascultă de părinți și de vin din ce în ce mai răi. Cum îți duci tu copilul să rămână pocăit? Nu vedeți atâta lacrimă și atâta durere? Atâția părinți oftează și nu pot dormi noaptea de griji că s-a dus fetița de acasă și nu a mai venit. S-a dus băiatul de acasă și nu a mai venit. Păi de ce, mă? Cum se poate așa ceva? Prin harul Domnului, Domnul mi-a dat mie 8 copii, dar toți 8 au rămas lângă Iisus. Și acum 3 din ei sunt ordinați, slujesc Domnului. Și așa mai departe, și alți au alte treburi, dar pentru Domnul lucră. Și cum e acum? Am văzut lucrător mare, mă, nu așa. Un singur băiat, vagabond. Păi ce să fac, frate Hozan, eu cât o fomig l-am dus la adunare. Și eu am avut 3 capre, în toată dimineața le duceam în țârlan. Și seara venea înapoi și le mai dădeam și lătură. Așa-i faci și tu cu copilul. Îi dai drumul și nu te interesezi unde merge, ce face, cum e. Măi, copilul se educă de la 6 luni de sarcină. Mama însărcinată, în a 6-a lună, fii bun, pune mâna pe burticica aceea unde știi că e fătul. Făt însemnează urmașul tău. Și pune și joacă-te, pune-i un nume, joacă-te cu el. Și la un moment dat, când vei intra în casă și îți aude gura, ca motorul va bate în burtă. Și apoi dacă muți mâna din coace, va bate din coace. Și când ies afară, până îi taie buricul, până îl spală, dacă ți-l dă în brață și îi zici pe nume, și nu mai plânge, mă, pe loc, te cunoaște, de atunci începe educația. Educația până la 7 ani trebuie să știe de rugăciune, trebuie să știe de post, trebuie să știe de biserică, trebuie să știe ce trebuie tot. Cum, mă, un copil a evreului, cum avem noi în Fodora, pe ulița din sus, evrei, apoi ăia venea cu perciunii lor până aici și cu pălăriuța, micuți, mă,
punea mâinile la spate, râdea cum noi făceam râsuri, că eram noi mulți al lui fratele, nu cu mulți, și să mai adună alții pe acolo. Dar ei nu-și băga mâna în jucăriile noastre, Doamne feri, că noi suntem neamuri și ei sunt evrei. Nu punea mâna pe nicio jucărie, cu mânuțele la spate, când să trăgea deoparte, râdea, dar nu punea mâna pe nimic. Nu, cum mă, copil de 4, de 5 ani la evrei știa că e evreu. Copilul tău penticostal, fiind, are 14 ani și nu știa că e pocăit. Păi cum? Cum l-ai educat? Ce educație ai dat? Mamei, responsabilitatea voastră e enorm de mare și pe asta veți primi plată. Dar dacă nu-i vei putea zice, iată-mă să aici eu și copiii pe care mi-a dat Domnul, apoi bai, să știi că atunci ai bai. Dragul meu, fără dragoste firească, auzi, fără dragoste firească, ce-i mai cumplit ca așa? Nemulțumitori, fără evlavie. Evlavia, știți în ce stă? Poate nici nu vă gândiți. Evlavia stă în a te ruga pentru Iohannez. Și dacă nu te-ai rugat niciodată să te rogi de azi, că aia e evlavie, n-ai citit așa? Uite-te aici numai, că numai dacă întorcem un pic foile aici, vei vedea ce e evlavie. Așa, capitolul 2 din 1 Timotei, uite ce zice. Vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Na, te-ai rugat pentru ei din guvern, ai pomenit pe nume, că pentru toți oamenii trebuie să te rogi. Cum îi? Evlavia stă în a te ruga, de exemplu, pentru cei ce conduc biserica, pentru păstori, pentru cei din mâna căruia tu servești sfânta împărtășire, pentru cei care la nevoie îți vin acasă, te consolează, te unge cu un de lemn, să roagă pentru tine, îți poartă grija, dar te rogi? T-ai învățat să te rogi numai atât, Doamne, fă să mi se mărite fata nu știu cât de bine, fă să mi se însoare copilul cu nu știu cine, Doamne, fă să reușească la examene, Doamne, fă să pot să-mi cumpăr o mașină. Mă, oameni buni, Biblia nu așa zice, astea ți le dă pe deasupra, glorie Domnului. Tu trebuie să slujești în adevăr cu toată casa ta lui Dumnezeu preasfântul. Al mintrele ai, bai mă, auzi numai, mă, de la familie înseamnă mulțumire, i înseamnă iubire, între soț, soție, între părinți și copii, trebuie să existe o iubire de nezdruncinat. Nu așa, cum am văzut. Am văzut bărbat, că dacă umblu prin multe căs, văd multe. Când mânca el se uita la ea și gândea cum e destul cât o mâncat și trăgea farfuria. Ei, Doamne, iartă-mă, mă, păi nu-i purcel, mă. E nevasta ta. Păi eu mâncam cu nevasta mea dintr-o farfurie, mă. Și totdeauna ce era mai bun împingeam către ea. Doamne Iisuse,
Noaptea dormeam cu ea în brață, ca cu o păpușică. Nu unul într-o cameră, unul într-alta. Și acum, în drumul ăsta, am fost la cineva și pe lângă pat, tot așa ceva galben, așa, ce Doamne o fi acolo? Mă plec să iau unul, două puri. Dar ce-i cu ele, mă? Păi eu nu pot dormi, că nevasta asta sforă e. Hai de mine, mă! Și apoi cum dormiți? Unul colo, unul colo și cu două puri în urechi. O poate plânge copilul ăla, mă, până să vată, mă, la burtă. Că tu nu-l auzi. Păi ce iubire de familie? Cum îți crești tu familia, mă? Ce e aia? Am avut ocazia să văd o familie mare. Bărbatul exact treaba asta o făcea tot timpul. Și știi unde a ajuns? La ora actuală, toți copiii sunt prădați și el însă și-i pus sub disciplină. Și nevasta nu mai vine la biserică. Nu mai vrea să audă de pocăiți. Păi dacă așa o tratez, mă, nevasta e ca o pisicuță, mă. Piaptă noi, e așa frumos să vezi cum sforă e pisica. Așa și nevasta, mă, ocupă-te de ea, mă, ea trebuie să fie drăgălașă. Ea trebuie tot timpul iubită, apreciată. Biblia spune, lăudată, lăudați-o, nu? Păi tu ohulești că-i grasă, ohulești că-i slabă, ohulești că nu știe să facă mâncare ca mamă ta. Hai, Doamne, iartă-mă! Măi, pe câte părți nemulțumirile astea? Păi ui ce zice aici, mă, astea sunt vremile din urmă, sunt duhuri satanice introduse între oameni și strică familiile și strică bisericile. Vezi, vii plin de nemulțumire de acasă și aici, dacă ar veni apostolul Pavel să-ți predice, tot i-ai băgat de vină. Că e nemulțumirea în tine. Tu nu poți fi fericit că auzi o predică, tu nu poți fi fericit că vezi un tânăr, un copilaș cântând. Ce minunăție! Dar pe tine nu te cuprinde fericirea, că diavolul te-a injectat cu nemulțumire. O, Iisuse, alungă duhul ăsta de nemulțumire din familie. Apoi bisericile să se întărească. Glorie lui Iisus Hristos. Vedeți bine? Și un alt cuvânt, după litera din familie, F-A-M-I-L, legământ. Legământul pe care tu l-ai încheiat, nu l-ai încheiat numai între tine și nevastă. L-ai încheiat între tine și toți mesenii cât au fost prezenți în adunarea aia. Plus de asta, a fost martor între tine și nevasta ta, zice Maleac, cine? Dumnezeu! Glorie Lui! Păi dacă el a fost martor acolo, el a pecetuit legământul și tu acum nu mai ești mulțumit, păi de cine nu ești mulțumit? Nu spune cartea Proverbelor, nevasta este un dar de la Domnul. Păi dacă eu, de exemplu, aș fi așa bogat și ți-aș da un bulgăr de aur cât pachetul ăsta așa ia, și la un moment dat l-ai arunca. Cine să supără? Aurul ăla sau eu? Eu o să mă supăr. Cum ți-am dat așa o bogăție și tu o disprețuiești, o arunci? Așa faci tu, care calci legământul căsătoriei. Și Naum zice că cine calcă legământul ăsta de frate, apoi flăcările-i vor mânca zidurile
și îi mâncă zidurile, nu alte flăcări, ci avocații, că te bagi în gura lor și fiecare advocat, cum în engleză, advocat și minciune e cam una, știi? Ei te înșală când te întreabă ce ai, n-a spui tu tot. El așa face către tine. Noi câștigăm, dar nu o să zică niciodată tu câștigi. Noi câștigăm și asta e adevărul. El te poartă prin judecată până îți mâncă banii toți, că el câștigă, tu pierzi. Și la urmă zicea, păi n-am reușit. Te lasă și păgubit după ce te-o stors de bănuți, că el câștigă, vezi? Legământul trebuie păzit cu strictețe. Dacă trebuie păzită legea circulației, mă, trebuie păzită legea Domnului, apoi cu cât mai mult un legământ făcut înaintea Domnului. Sau legământul cu Dumnezeu, cu botezul în apă, cum zicea Moisic de la Orăștie. O botezat pe unul și după câteva luni de zile nu l-a mai văzut la adunare. Să tot uită după el, nu mai vede. Odată umblând până Orăștie, dă de el. Mă, tu mai trăiești, mă? Dă ăla, Doamne, iartă-mă, pă, nu mă vezi. O, te văd, mă, dar eu am gândit că tu nu mai trăiești. Păi zice, mă, cum așa? Păi, măi, când te-am botezat, te-am întrebat cât timp vrei să slujești lui Dumnezeu și tu ai zis până la moarte. Acum, de atâta timp nu te-am văzut, am crezut că ai murit, mă. Păi nu, că s-a cinia, păi deja, bă, ești pe stradă dacă nu ești în biserică. Și degeaba ești în biserică dacă nu ești în Domnul. Doamne Iisuse, ajută-ne! Vezi? Legământ. După aceea vine iaronii. Iertare. Orice ți-a face nevasta, tu trebuie să ierți. Nu țineți necaz pe nevestele voastre. Scrie Biblia. N-ai voie să ții necaz. Și nici nevasta pe bărbat n-are voie să ție năcaz. Eu, avem și noi, no, 8 copii, sărăcie câte vrei și așa mai departe, mai să isca câte o vorbă. Dacă vedem că ea ține sus de 2, de 3 ori același lucru, tăcem, gata. Sara, când ne puneam în pat, o strângeam frumos, miuță dragă, hai să judecăm. Acum, eu am zis așa, tu ai zis așa, gândește-te că acum nu ești supărată, gândește-te bine. Care am avut dreptate? Vasile, iartă-mă, cred că tu ai avut dreptate. Nu, pot sărutam odată frumos pe frunte și ne culcam liniștiți, ne împăcam. Dar s-a întâmplat de mai multe ori invers, că mintea femeii ajeră. Și de multe ori ea avea dreptate și eu n-aveam dreptate, dar ea cu lecția învățată îmi dă de pace. Sara, hai la raport. Vasile, acum crezi că e? Miuță scumpă, dacă mă judec bine, păi tu ai dreptate. Da, păi iartă-mă. Gata, ne iertam și dormeam liniștiți. Nu vă certați să vă audă oamenii, nu vă certați înaintea copiilor, îi derutați, îi faceți răi. Copiii a căror părinți se ceartă devin certăreți. Nu vorbiți cu voce tare în casă, că copiii voși vor vorbi, de aude toți vecinii. Învățați să vorbească în șoaptă unul cu altul, frumos, respectoși. Atunci ai o familie bună și o casă bună și o biserică bună, că familiile bune fac biserica bună. Măriți să fie Domnul Iisus Hristos. După aia urmează iaronii de care am spus iertare, dar ultimul familie îi e. Asta însemnează egalitate. Nu mânci tu pe ascuns prăjitura și ce nu o bași sub perină să nu ți-o găsească.
când tai din ei, prima dată tai pentru soț, pentru copii. Nu mânci tu cei mai bun și lui îi lași răcăitoarele de la găină. Mă, trebuie să fiți egali în toate, la masă, la haine, la încălțăminte. Nu tu-ți cumperi de nu mai știi unde să pui păpucii. Bacă-i cu toc pe atât, bacă-i cu toc unguresc, lat, bacă. Mă, Doamne, iartă-mă, toate astea într-o zi le-i plăti. Toate astea le-i plăti. Astea țin de fudulii, de aroganță. Astea ține de oameni care sunt fără minte. Nu aduna ce nu îți trebuie. Că sunt atâția care sunt lipsiți și pe ăia să-i ajuți. Acolo să contribui. Ca pe aia să scrie în cer. Glorie Domnului Iisus! Familia nu-i numai ta, ea trebuie să reprezinte raiul lui Dumnezeu pe pământ. Glorie Domnului! Fericire, adevăr, mulțumire, iubire, legământ neștirbit, iertare și egalitate în toate. A Domnului să fie slava. De aceea, Pavel Apostolul s-a trudit să ne scrie pentru noi, pentru toți. Și mai citesc o dată. Să știți ce înseamnă strigarea asta, să știți. Asta e o atenționare, asta e ceva zvârlit peste vrem cu privirea. Ce va fi acolo, să știți de acum. Și noi să știm azi când trăim așa ceva și mai adânc. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori. Ce mai mare urăciune să ai în casă un bărbat nemulțumit, o femeie nemulțumită, un copil nemulțumit sau o fată tânără nemulțumită. Asta iad complet. Știți ce zice Sfântul Cuvânt? Dumnezeu a nimicit în pustii întâi pe cine? Pe cei ce au cârtit, pe cei nemulțumiți, pe aia Dumnezeu nu i-a lăsat să intre în Canaan. Păi dacă tu nu ești mulțumit de nevastă, tu n-ai să vezi raiul. Dacă tu nu ești mulțumită de bărbat, tu nu intri în rai. Dacă tu nu ești mulțumit de tată și de mamă, raiul pentru tine se închide. Dacă tu nu ești mulțumit de copiii tăi, raiul pentru tine se închide. Doamne, dă-ne un duh de mulțumire. Amin. Că nu degeaba v-a adunat Dumnezeu pe atât aici, măcar că nu-i sărbătoare, dar îi o sărbătoare, sărbătoarea Evangheliei lui Hristos, glorie Lui. Și în felul acesta trebuie să aveți mare grijă, să nu fiți nemulțumitori, fără evlavie, adică tu nu te rogi numai pentru tine, nu te rogi pentru altul, nu te interesează de bunica, că stă într-o cucă de deal și nu-i cine să-i ducă o găleată cu apă sau un braț de lemne. Habar n-ai. Păi poți să locuiești, mă, la etajul 11, că și acolo te ajunge nenorocirea și cearta și ispita și nu-ți dă pace, că tu n-ai respectat ce scrie Biblia. Să cinstești pe tatăl tău și pe mamă ta, ca să trăiești ani mulți și fericiți. Îi trimiți tu la mama ta ceva? Mama mea avea pensie a ei și după tata 950.
Pe mine comuniștii m-au redus la 600 pe lună. De nu aveam ce să mănânc. Dar din aia 600 când primeam, măcar 50 de lei trimiteam la mama. Ea era singură cu 950. Eu eram 10, 8 copii și noi doi și tot eu trimiteam la mama ca să răsplătesc ostenelile părintești. De aceea Dumnezeu m-a ținut până azi în viață și sunt fericit, sunt bucuros, mă păstrează și cu sănătate suficientă, coling mări și țări și continente și îl slăvesc pe Iisus. Mărească-se Domnul! Vrei să ajungi fericit? Ai grijă de baba aia, mă! Îndoită în două, care nu poate să uite la cer, numai în pământ. Ai grijă de ea, că de ea depinde fericirea ta. Fii foarte atent la toate acestea. Vezi? Nu fi apoi nemulțumit. Așa cum am citit aici, fără evlavie, fără dragoste firească. Dragostea firească este cel din tâi și cel mai mare dar pus de Dumnezeu în toată firea. Începând de la șoarece și pisică și vulturi și elefant, dragostea firească e pusă în toți. Fiecare vietate știe să-și crească puiul, știe când să îl înțerce, știe cum să-l grijească, elefantul duce și nu-l lasă să mânce numai ce arată el. Și dacă n-ascultă, îl mușcă și îi încrească urechea. Și ceilalți elefanți țin minte că ăsta-i neascultător, că i-o făcut mamă să asemnă în ureche. Vezi? Și să grijesc unii pe alții și dacă moare unul, când vede că e de moarte, el se duce singur la cimitirul lor și dacă nu poate, îl apucă moartea pe drum, îl e toți cu trompele, îl târăie și îl duce la cimitirul lor. De obicei, sub cascade mare, acolo fac ei loc. Vezi? Dragostea firească s-a lăsat-o Dumnezeu odată pentru procreiere. Să naști alți oameni și să lași după tine urmași. În a doilea rând, să-ți ardă inima pentru nevasta ta, să o iubești așa cum scrie Biblia și femeia să iubească așa pe bărbat cum scrie în Cântarea Cântărilor. Nebuneam când îl vedeam, sunt bolnavă de dragostea lui. Pe unde, mă, dragostea firească e mare har și dar, dar nu neglija, a treaba ei, a treaba lui. E, nu e așa, mă, e treaba ta, Dumnezeu să uite la tine cum trăiești și cum te raportezi la cele scrise pentru familia ta, ca apoi pentru biserica în care ești. Slăvit să fie Domnul! Nu știu acum, dar după cum îmi bate mie inima, trebuie cu trecut ceasul. S-a dus? Cât e? Și trebuie să termin la 8. Dacă nu terminăm la 10, mă, ce e aia? Dar nu ne scoate Ceaușescu de aici. Doamne, fii slăvit! Să nu vă ispitesc, rămânem la atâta. Și am văzut aici un obicei. În multe biserici au obicei așa de aici. Am mai fost și altă dată. Trimite, uite aici, un pachet ca ăsta. No, cui o fi ăsta? Atâția nenorociți ai în casă. Așa nenorocită-ți în casă. Doamne, iartă-ne! O, dacă trimiți pentru soț, e bine, mă, pentru un copil, mă, bine, poate pentru bunica, dar pe ăia la alți cine-s? Ori vrei să te încarci cu boalele lor?
Sau vrei să te încarci cu păcatele lor? Că ei nu au venit la mărturisire. Și unde lemnul sfânt și punerea mâinilor, se poate întâmpla ca pe ei să ierte și tu să porți o boală înainte. Nu e așa, mă, jucărie, merem toată lumea cu grămadă, uite ce e aici. E frumos într-un fel, dar trebuie să fiți atenți în altul. Eu am văzut oameni care s-au rugat pentru alții și au dat de bai. Am văzut din alea. Și apoi, de ce să nu fii tu femeia cu minte, bărbatul cu minte? Ce-i drept și ce-i cu cale, fă! Și ce nu? Am văzut o altă soră, în altă biserică, nu aici, o adus iar așa un teanc de... Dar, soră, ce vrei să faci cu ele? Auzi, frate, eu oriunde mă duc și văd un bolnav, eu mă rog pentru el și pui batista pe el. Dar cine te-a însărcinat pe tine? A te ruga pentru cineva, trebuie să ai o bază. Fie că Duhul Sfânt te-a umplut cu putere și ți-a poruncit, fă! Atunci, fă! Fie că ai fost ordinat măcar de diacon, ca Filip, atunci roagă-te. Dar dacă nu a pus nimeni mâinile pe tine și Duhul Sfânt nu te-a trimis, păi nu te băga în foc, mă, omule, că Dumnezeu e un foc mistuitor. Nu-i jucărie penticostală? Doamne Dumnezeule, iartă-mă și pe mine că poate prea rău am vorbit cu dumneavoastră acum, da? Mie tot nu-mi pare rău de aia, că am simțit că nu-i de la mine. Dumnezeu ne-a pus pe gând astea. Glorie Domnului! Nu știu, fratele păstor, dacă cumva nu s-a supărat pe mine, că n-aș vrea să se supere, că te dă Dumnezeu viață, mai viu aici, păi nu cumva să zic că, măi, Hozane, stai tu-mi.